666. Când vii de la 6 la 7, ai două gropi din care n-ai cum să ieși. 6, 3, 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
6, 6, 6, 6, 6, 6. Nora, să-ți dau microfonul? E aproape 7, dar niciodată 7. Interesant este că atunci când te uiți la manuscrisele pe Apocalipsa, găsești în ea și un manuscris care are o altă cifră decât asta. Și atunci te întrebi ce să faci cu toată povestea. Dar gândiți-vă că noi n-avem originalul la nicio din cărțile Bibliei. Când în 1948 s-au descoperit surile de la Marea Moartă, dintr-o dată oamenii au avut în mână un text care e cu 1200 de ani mai devreme decât cel mai vechi manuscris pe care l-am avut. Și în jurul anului 1000 era cel mai vechi manuscris. Imaginați-vă să descoperi manuscrise 1200 de ani mai devreme și să poți compara Codexul de Leningrad, de pildă, cu textele de la Marea Moartă. Și acolo s-au găsit fragmente din și unele cărți pline, de pildă sulul cărții lui Isaia. Dacă mergeți la Betsefer în Ierusalim, cei care ați fost pe acolo, chiar în centru, aveți toată cartea Isaia, cu capitolul 53, exact la locul lui. Deși evreii ne-au acuzat secole în șir, că le-am inclus în mod fraudulos în Biblie, că aia nu-i despre, sau sunt interpretate altfel. Să auziți pe evreii mesianici interpretând capitolul 53. Deci, dintr-o dată, am avut textele biblice ca să putem compara cele pe care le avem noi. Ori critica textuală, dragii mei, atâta energie s-a vărsat în textul biblic, încât Biblia pe care o iau în mână pot fi absolut sigur că citesc lucruri care țin de adevărul lui Dumnezeu. Și cei care se ocupă de manuscrisele Scripturii vin și spun, sunt peste 5.000 de diferențe. Și mai întâi te sperii, după care la urmă zici, dar niciuna nu contează pentru înțelegerea adevărului biblic. Sunt absolut minore. Diferența dintre Scriptură și Coran este imensă, dragii mei. Imensă. În cei care discută, în mod special cu musulmanii, își dau seama că nici omul, nici locul, nici cartea nu se compară cu ce avem noi. Omul, locul și cartea. Și chiar dacă există un manuscris cu o altă cifră, majoritatea lor se leagă de 666. Acum ați întrebat ce înseamnă asta. De desubt aveți numărul fiarei sau numărul numelui. Numărul numelui ei. Dar de ce este importantă toată povestea asta? Natura unei cărți, natura profetică a cărții ne obligă la... Hotărăște abordarea cărții, da? Natura unei cărți. Dacă este o carte profetică, și asta am învățat despre Apocalipsa lui Ioan, cuvintele acestei prorocii, fiind o prorocie, o prorocie se interpretează într-un anumit fel. Țineți minte imaginea? Acum 666 este undeva între capitolele 12 și 14 în acest segment de text în care Ioan balează istoria pe linia binecuvântării. O femeie învăluită în soare cu luna sub picioare, pe urmă capitolul 13, balaurul de fiare, întâi fiara a doua și pe urmă acolo la sfârșitul capitolul 13, aici este înțelepciunea sfinților și apare numărul fiarei sau numărul numelui ei. Ce relevanță are cartea? Păi eu pot să inserez de pildă viața mea, biserica mea, familia mea în locul bisericilor din Apocalipsa. Și atunci mă întreb, tot cularul acesta profetic, capitolul 4 la 22, ce-mi comunică mie? Dar în mod special, capitolul 12 la 14, cum mă interesează pe mine numărul fiarei de la sfârșitul capitolului 13? Și în felul acesta, cartea Apocalipsa devine relevantă pentru noi.
Țineți minte imaginea, am apucat cartea, Biblia, de la cele două capete, Genesa și Apocalipsa. Și am văzut că de-a lungul cărții, plecând de la turnul Babel, de la Nimrod, conceptul numelui, într-un fel, cântărește istoria. Și două feluri de a face un nume. Fie mi-l fac singur, prin realizările mele, și observați, eu m-am frământat. Ce să fac când scriu comentariile? Să-mi pun numele pe ele sau nu? Eu n-am luat viața mea nici drepturile de autor pe carte. Absolut niciun ban. Tot ce vindem este să tipărim următoarea carte, să putem să împrăștim cuvântul lui Dumnezeu. Toate cărțile noastre sunt sub prețul pieței ca să ajungă în mâinile oamenilor. Pentru că, în ultima instanță, asta este datoria noastră. Dar mi-am zis, nu pot să nu pun un nume pe carte, pentru că să-mi asum toate greșelile. Eu nu sunt infailibil. Și de-aia vă spun și vouă, nu credeți o babă din ce vă zic. Luați Scriptura și verificați-o. Dar când verificați Scriptura, stați în comunitate. Și nu stați numai în grupurile voastre în care toți vorbiți aceeași limbă. Ascultați și pe alții. Și vedeți că nici voi n-aveți ultima înțelegere a textelor biblice. Da? Nici măcar a legămintelor. Și atunci trebuie să ne auzim unii pe alții, să ascultăm argumentele și să luăm ce-i bun. Dar, spuneam, conceptul numelui, într-un fel, trece prin toată istoria, prin toată Scriptura. Iar cartea Apocalipsa îți va hotărâ destinul veșnic în funcție de numele pe care îl porți. Dumnezeu a început așa în Genesa, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste mașini și așa mai departe. Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dacă iau doar acest text și mă întreb, ce-i omul? Păi, în primul rând, dacă sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu sunt legat de Dumnezeu, după cum o copie este legată de original. Am un tablou celebru al lui Rembrandt, nu-mi permit să-l cumpăr, costă miliarde, dragii mei. Și atunci am o copie de la ea, sau o fotografie. Fotografia nu-i realitatea, copia nu-i realitatea. Dar nu poți, dacă eu xeroxez o pagină, pagina aceea xeroxată este legată de original. Și de aceea relația noastră cu Dumnezeu este inevitabilă. Parte din chipul lui Dumnezeu în mine este tocmai această relație indisolubilă între mine și Creatorul meu. Da, dar Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, dar cine ești tu, Doamne? El este Creatorul Universului. Cea mai semnificativă realitate din univers. Umbrela sub care se adună totul. El este realitatea ultimă. El are o valoare intrinsecă. Noi avem o valoare derivată, pentru că noi suntem derivați din El. Dar pentru că suntem legați de Dumnezeu, asta a pus în noi o profundă nevoie de semnificație. Eu nu sunt un cod, o cifră, un caz. Eu sunt legat de Dumnezeu și am valoare derivată. În relația cu El am valoare cu Dumnezeu. Dar cine-i Dumnezeul nostru? Nu știu ce credeți despre Trinitate, dar zice să facem om după chipul nostru. Ori eu n-am fost făcut după chipul îngerilor, nu poate vorbi cu îngerii din jurul lui, ci trebuie să fie Sfânta Treime. Cu alte cuvinte, această relație din divinitate se transformă sau se transmite într-o profundă nevoie de comuniune. Și omul, dragii mei, când îl izolezi, îl omori. Noi suntem ființe sociale. Deci chipul lui Dumnezeu este relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Sau nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificație și nevoia de semeni. Observați, numele se leagă de nevoia de semnificație. Și îmi hotărăște câteva lucruri. Îmi hotărăște identitatea, valoarea și, în ultimă instanță, destinul veșnic. Destinul veșnic. Și dacă 666 este numele fiarei sau numărul numelui ei, atunci și cifra aceasta se leagă într-un fel de identitatea, valoarea și, în ultima instanță, de destinul meu veșnic. De destinul meu veșnic. Dacă mă gândesc la cartea Apocalipsa, atunci observ că încetişor istoria curge și se oprește pe două nume, două destine. Numele fiarei sau numele lui Dumnezeu. Dacă ai numele fiare pe frunte și pe mână,
vei avea destinul veșnic alături de balaur și de fiarele lui. Da? Dacă e numele lui Dumnezeu, ale cetății Dumnezeului și al noului Ierusalim, vei avea destinul veșnic alături de Dumnezeu, Creatorul. Cele șapte biserici sunt în centrul cărții, Apocalipsa este acumul, prezentul istoric, apoi se deschide cerul deasupra lor, apoi este o mișcare din Genesa până la sfârșit, pe linia blestemului și noi suntem în următorul segment de text, capitolele 12 la 14. Capitolul 12, de la 1 la 6, avem femeia, copilul și balaurul. Și am discutat despre ei. Am văzut cine e femeia, cine e balaurul, cine este copilul. Apoi, dacă mă mut un pic mai departe, lupta din locurile cerești. În versetul 7, când copilul este lăpit la tronul lui Dumnezeu, se declanșează războiul din ceruri. Miel și îngerii lui luptă cu balaurul și îngerii lui. Sunt aruncați pe pământ. În sfârșit, se aude o voce. A venit împărăția, se face liniște în cer. După mii de ani. De ce îl numește cel îmbătrânit de zile? Pentru că e o vorbire figurativă. El nu are barbă și cârjă, dragii mei, ci de când așteaptă împlinirea celor 70 de heptade din capitolul 9, din rugăciunea lui Daniel sau din răspunsul lui, când împlinirea planurilor lui. Și interesant, când vine răspunsul, încă 70 de heptade până la 1, 2, 3, 4, 5, 6, primele 3 despre păcat și nelegiuire, apoi despre neprihănirea veșnică. Citiți-vă rog cartea Daniel, e foarte importantă. Dar abia după ce Hristos și-a terminat lucrarea și a plătit păcatele, diavolul n-a mai avut acces la fișierele cerului. Până atunci, intra foarte liber. Deschidea sertarul, despre cine să vorbim? Despre David, curvarul acela? Băi, nu știți de Batșeba și de Urie? Nu știți toate lucrurile astea? Ah, Moise! Hai să fim serioși. Și diavolul avea libertatea să intre în prezența lui. Iov, dă-l pe mâna mea. Te va blestema în față. L-ai cumpărat. Altfel nu te slujește nimeni decât dacă îi dai tot ce-și cere. Ia-i-le toate să vedem dacă te mai iubește cineva. Și observați, toate astea se întâmplau înainte de moartea lui Hristos. La moartea lui Hristos, post prima etapă a biruinței asupra șarpelui, este luat și aruncat afară din cer și se face liniște. După milenii, liniște în ceruri. A venit mântuirea frații, pârâșul fraților noștri, îngerii vorbesc, a fost aruncat pe pământ. Da, de a începe războiul pe pământ, mai întâi împotriva femeii, apoi împotriva rămășiței seminței femeii. Și la urmă, dragii mei, se dezlănțuie furia în capitolul 13. Balaurul de puterea fiarei, întâi fiara, a doua, și toți cei ce nu se închină sunt omorâți. Despre ce să fie vorba? Dar, dacă mă mut un pas mai departe, balaurul și cele două fiare. Balaurul și femeia este în capitolul 12, după ce este aruncat pe pământ, după care am femeia din 12 și am femeia din 17 la 18, l-am discutat despre ele, și pe urmă femeia din 19 la 21. Israel, rămășița femei, sau sămânța femei și rămășița seminței ei. Dacă priveți cele trei femei, observați mai întâi, în 12 se adună amândouă, dar pe urmă se desparte ceva de acolo, am rămășița sau sămânța femei și rămășița seminței ei. Sămânța femei este 17 la 19, 18 sau 18 și rămășița seminței ei, 19 la 21. Să citim câteva versete. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cei care au respins pe Iisus Hristos nu pot să intre în categoria asta. Și atunci am doar rămășița seminței femei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. Dacă mă gândesc, am cele șapte biserici și urmează capitolul 13. Toată presiunea care acum se exercită asupra bisericilor în capitolul 13. Deci în capitolul 13 am... Balaurul se folosește de cele două fiare. Hai să le luăm pe rând. Fiara întâia, puterea politică. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete.
Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. În mod evident, știți că ați citit Daniela, în Daniel 6, capitolul 7, acolo începe să vedeți asemănările dintre fiare. Și acolo, în mod evident, este vorba în capitolul 7 despre imperiile respective. Este Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan și apoi Imperiul Grec, care se rupe în două, perioada lui Alexandru Macedon și perioada celor patru generali ai lui. Și elementele astea, pe urmă, în capitolul 8 din Daniel, ai lupta dintre Imperiul Persan și Imperiul Grec. Și acolo vine Alexandru Macedon, țapul cu un singur corn, îi se frânge cornul și pe urmă cresc patru coarne, cei patru generali care rup Imperiul în patru regate, Ptolemei la sud de Israel, Seleucizii la nord de Israel, ceilalți nici nu contează, pentru că totul se adună în jurul poporului lui Dumnezeu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. I s-a dat putere, observați, trebuie să existe o forță, o putere superioară. El nu și-a luat-o, ci a primit puterea să lucreze 42 de luni, 3 ani și jumătate. Este interesant și în Daniel și în Apocalipsa, numerele între 7 și 3 și jumătate și să vezi cum operează cele două lucruri. Când ai 3 ani și jumătate, e un anumit mod de a împlini. Când ai 7, ai întregul mod de a împlini profețiile respective. Dar sar peste povestea asta acum. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. Să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război, să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Sfinții aici, în mod evident, sunt poporul Israel și noi am văzut deja în capitolul 17-18 Ierusalimul apostat și felul în care Dumnezeu pune în gândul fiarei și a împăraților să despoie pe femeie, pe curvă și să o ardă în foc, să-i dărâmă cetatea. I s-a dat putere să facă război cu sfinții, să-i biruiască și... I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și dintr-o dată imaginea începe să se schimbe de la elementul local la elementul mondial, versetul 8. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Observați, în momentul în care pleacă lucrurile de pe Israel și se deschid la tot pământul, orice norod, orice limbă, orice neam, dintr-o dată, vă place, nu vă place, suntem și noi incluși în imaginea asta. Pentru că și noi suntem parte din popoarele pământului. Din orice norod, orice limbă, orice neam. Versetele 9 și 10. Cine are urechi să audă. Cineva spunea din capitolul 4 încolo, nu mai ai nimic despre biserică. Nu e adevărat. Observați numai versetul 9. Cine are urechi? Ați mai auzit undeva lucrurile astea? Da, de 7 ori, la fiecare biserică. La fiecare biserică. Și atunci, cui vorbește Dumnezeu? Păi celor 7 biserici vorbește. Chiar dacă nu se pomenește cuvântul eclesia, biserică sau adunarea celor chemați afară. Și versetul 10? Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. M-am întors înapoi. Răscoala împotriva Romei a izbucnit în 66, după Hristos. Suntem în 68-69, bate ceasul, armatele romane deja curg dinspre nord și încep să intre și să cucerească cetate după cetate. Acolo preoții erau generalii, dragii mei, preoții erau ofițerii, preoții conduceau luptele. Iosif Flavius era preot și el era într-o cetate undeva nord în Galileea și prin strategiile lui a creat atâtea probleme și victime în armatele romane încât Titus a zis, sau Vespasian încă era acolo, m-aș bucura să-l cunosc pe acesta. El s-a ascuns într-o cisternă și când a căzut cetatea, este adus înaintea lui Vespasian și el fără jenă i-a zis, Dumnezeu mi-a spus că vei fi cezar la Roma. Și Vespasian i-a zis, nu uitați, al optelea împărat fiara, dacă cuvintele tale se împlinesc, vei trăi, dacă nu vei muri. Vespasian ajunge cezar la Roma, Titus conduce mai departe toată povestea împotriva Ierusalimului, sub Titus cade cetatea și Vespasian mărșăluiește la Roma și ajunge
împărat, pentru că erau toate luptele interne cu împărații ceilalți, Vitellius, Otto, care se omorau unii pe alții și au domnit luni de zile, pentru că erau vacarm atunci, cu moartea lui Nero și după Galba. Și în felul acesta, Iosif Flavius ajunge scriitor la curtea cezarului și scrie lucrările complete, The Complete Works of Joseph Flavius, lucrările complete, și aici ai toate războaiele iudeilor și istoria Vechiului Testament scrisă de el. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. În mod evident, într-o școală respectivă, iudeii s-au baricadat, facțiunile s-au retras în Ierusalim, ei se certau, s-au omorau între ei și au aprins, dragii mei, rezervele de grâu și toate cele și au ajuns să-și mănânce pruncii. Așa o nenorocire a fost în Israel în anul 70. Și Dumnezeu vine și scrie celor 7 biserici care veneau la Ierusalim, pentru că era sărbătoare, se închine. Deci atenție, cine ridică sabia va pieri de sabie. Și asta a fost un mesaj pentru bisericile din Ierusalim și pentru biserica care s-a adunat din diaspora la sărbătoare. Și de aceea în capitolul 18 zice, ieșiți din mijlocul lor să nu aveți parte de nenorocirile lor. Și în felul ăsta biserica trece Iordanul, pleacă în Pela și scapă de toată urgia, pentru că odată Ierusalimul încercuit, dragii mei, a fost jalea, au murit acolo pe capete oamenii. Imaginea se aplică mai întâi iudeilor, apoi istoriei întregii istorii. Deci o profeție întotdeauna pleacă din prezența celor cărora li se adresează. Dar pentru că profetul este trimisul lui Dumnezeu, el vede istoria din perspectiva lui Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? Este un veșnic prezent, da? Un alfa, omega, era, este și va fi. Și atunci orice profeție o vezi alunecând înspre viitor, alunecând între viitor, dar ea pleacă și trebuie plecată cu interpretarea de la poporul lui Dumnezeu. Fiara întâia, puterea politică, fiara a doua este sistemul religios, care din nou pleacă din Ierusalim și se extinde apoi la întregul pământ. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur. Două coarne cale unui miel, dar vorbea ca un balaur. Era o deghizare, era practic o șarlatanie, o mască pe care o purta. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei. Cu alte cuvinte, călărea într-un fel, femeia călărea bestia respectivă cu multe capete, multe coarne. Cum adică lucra cu puterea fiarei din tâi? Păi evreii n-aveau dreptul săbiei, ius gladii, și atunci trebuia să mașineze ca guvernatori într-un fel să aducă pedeapsa peste... Și așa a murit Antipa, martorul credincios, dragii mei. Și așa au fost aruncați în închisoare. Vei avea un necaz de 10 zile, da? Spune bisericii din Smirna, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Observați, lucra cu puterea fiarei din tâi, și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Citiți 2 Tesaloniceni, omul fără de legii va veni și va face semne și minuni, dragii mei, și în Apocalipsa numai duhurile dracilor fac minuni. Numai duhurile dracilor. Citiți cartea și veți vedea ce spune textul. Cu alte cuvinte, credința nu poate fi întemeiată pe minuni, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă n-ai cuvântul ca temelia credinței tale, vei fi dus foarte ușor în eroare de omul fără de legi în vremurile din urmă, când adâncul se va deschide, duhurile demonilor vor ieși și vor inunda planeta noastră. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. S-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească. Și? Și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Despre ce-i vorba în imaginea asta? Valea Dura, perioada lui Nebucadnețar,
Când el are visul în capitolul 2 și vede o statuie uriașă, capul de aur, brâul de argint, pe urmă, sau pieptul de argint, coapsele de aramă, picioarele de fier amestecat cu lut. Și vine Daniel și tălmăcește visul respectiv și împăratul cade cu fața la pământ înaintea lui Daniel. După care se trezește, zice, hai să fim serioși. Și face o statuie, cum a visat-o el, de aur, dragii mei, de sus și până jos. Numai masa avea 12 tone de aur. Cheamă pe toți mai mari împărăției. Și la sunetul trâmbiței, toată lumea trebuie să arunce cu fața la pământ. Cei trei, Șadrac, Meșac și Abednego, rămân în picioare. Împăratul îi cheamă, zice, vă mai dau o șansă. Zice, nu o-ți mai răci gura, împărate. Nu ne vom închina, chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa. Știți istoria. Aruncați în cuptorul aprins și vine unul ca un fiu al omului în prezența lor. Minunea incredibilă, care scutură într-un fel pe împăratul. Și apoi în capitolul 4, când este retezat și este aruncat afară și mănâncă iarbă ca boi și crește unghiile și părul, până-i vine mintea la cap și proslăvește pe cel prea înalt. Și este așezat din nou pe tron și acolo e convertirea, acolo fiara din tâi se ridică în picioare și inima de fiară este luată și primește o inimă de om. Dar observați, povestea nu-i nouă, o interpretez în lumina Vechiului Testament, versetul 16. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelei ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. 666. S-au încercat tot felul de lucruri, dragii mei, să dea sens acestui 666. Cine o fi? Papa de la Roma, o fi unul, o fi altul, o fi Nero, o fi... Tot felul de încercări. Dar versetul imediat următor, nimeni să nu poată cumpăra și vinde fără să aibă pe frunte și pe mână numărul fiarei. Versetul imediat următor. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000, da? Care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. 144.000, când nimeni nu putea cumpăra și vinde, cumpărați de mielul care stătea pe muntele Sionului. Cu cei 144.000, i-am mai întâlnit încă în capitolul 7. Primii dintre cei care sunt pecetluiți dintre cele 12 seminții ale lui Israel. Cum? Ce este și cum se primește sau cum se refuză? Ce este numărul fiarei? Cum se primește numărul fiarei și cum se refuză numărul fiarei? Și de aici începe să ne intereseze pe fiecare dintre noi, pentru că imaginea pleacă din Israel și se extinde asupra întregii lumi. Apocalipsa, capitolul 14. Vin trei îngeri, fiecare are câte un mesaj în capitolul 14. Și în versetul 9 urmează îngerul al treilea. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, ce se întâmplă cu el? Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. În vecii vecilor. Și? Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici, versetul 12 e foarte important. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aici este răbdarea sfinților. Cu alte cuvinte, cum se refuză semnul fiarei? Păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos. Cum se primește semnul fiarei? Nepăzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos. Deci primești semnul fiarei prin ascultare. Primești semnul lui Dumnezeu prin ascultare de poruncile lui. Dar de ce e pe mână și pe frunte toată povestea?
De ce-i pe mână și pe frunte? Deci primesc semnul fiarei închinându-te fiarei și trăind în sistemul de valori al fiarei. Iar primești semnul lui Dumnezeu pe frunte și pe mine, închinându-te lui Dumnezeu, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Aici este răbdarea sfinților. Nepăzind poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Când mă gândesc la numele care îmi va determina destinul, ați observat numele acesta, ține de nevoia de semnificație și îmi determină identitatea, îmi determină valoarea și îmi determină destinul ultim. Când mă gândesc la numărul fiarei, istoria se termină cu afară. Numele lui Dumnezeu, ești invitat înăuntru. Destinul veșnic este hotărât de numele pe care îl primim pe frunte și pe mână. Întrebarea este, de ce pe frunte și pe mână? În Apocalipsa, capitolul 21, versetele 7 și 8, uitați-vă ce ne spune textul. În primul rând este o chemare la biruință. Suntem la sfârșitul cărții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. A birui înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Și în felul acesta, eu primesc numele lui Dumnezeu și voi moșteni destinul veșnic împreună cu Dumnezeu. Dar vine versetul 8. Suntem la sfârșitul cărții și echivalați, vă rog, numărul și numele fiarei cu ceea ce urmează în versetul 8. Dar... Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Deci toți aceștia sunt afară, niazul de foc care este moartea a doua. Înseamnă că toți aceștia trebuie să aibă numele și numărul fiarei, pe frunte și pe mână. Dar ce îmi spune despre ei? Cum au primit numărul fiarei sau numărul numelui ei pe mână și pe frunte, în modul lor de gândire și în modul de trăire? Dar cât despre fricoși, mincinoși, curvari, idolatri, cei care iubesc minciuna? Wow! Dacă mă uit, păi toate astea țin de poruncile lui Dumnezeu. Călcându-le în picioare, practic, eu am impresia că sunt bine, dar... am împrumutat într-un fel un mod de gândire, un mod de trăire și elementul ăsta îmi va determina destinul veșnic. În capitolul 21, versetele 9 sau 22, versetele 12 la 15. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Observați, intri pe porți în cetate dacă prin credința lui Iisus Hristos tu rămâi atârnat de El, ți-ai spălat hainele în sângele Lui și în felul acesta curățit, spălat de toate minciunile și compromisurile și idolatria, ești primit pe porți în cetate. Versetul 15. Afară. Cine rămâne afară? Sunt câinii. Vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună. Notați, vă rog, lucrurile pe care le pomenește textul. Capitolul 21, versetul 28, capitolul 22, versetul 15. Despre ce fel de lucruri vorbește el? Despre ce mănânc și nu mănânc? Despre cum îmbrac și nu îmbrac? Ce muzică cânt și nu cânt? La ce biserică merg și nu merg? Nu, dragii mei. Nimic din astea nu sunt pomenite. În niciunul din texte respective. Toate au de-a face cu trăirea în ascultare de Dumnezeu sau neascultare de Dumnezeu. Și uitați-vă la ce porunci se referă. Se referă la legea morală, într-un fel. Curvarii, necredincioșii, scârboșii, mincinoșii, toți cei care iubesc minciuna. Ori gândiți-vă câți dintre noi suntem vinovați de lucrurile astea. Câți dintre noi ne trăim viața cu jumătățile de măsură? Și atunci mă întreb, ce-o fi numărul fiarei și numele, sau numărul numelui ei? Ce-o fi toate aceste lucruri? Când mă gândesc la textul din Deuteronom, mă gândesc ce să fac ca să nu primesc semnul fiarei pe frunte și pe mână. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă mă duc la Pavel, zice, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cine nu iubește pe aproapele său, nu iubește nici pe Dumnezeul pe care nu-l vede, da?
Nu poate să-L iubească. Și de aceea vă dau o singură poruncă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Practic, cartea Deuteronom vine după Genesa, Exod, Levitic, Numeri, groapa aceea imensă în care nu este iertare, păcatul cu voia, și Deuteronom este o nouă șansă pentru o nouă generație. Generația aceea moare în pustie. O nouă șansă pentru o nouă generație. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Iar dacă mă duc mai departe, în textul din Romani, capitolul 8, versetul 1-4, nu sunt grele pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Nu sunt grele pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Ce înseamnă a fi în Hristos? Nu trăi după îndemnurile firii pământești ale cărnii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Sau să mut în Roman, capitolul 8, versetele 12-14. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Faptele trupului veți trăi. Le avem înșirate în Apocalipsa 21:8, în 22:15. Faptele trupului, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Viața creștină în lumina Scripturii este o direcție de mers. Nu este o adunare, dragii mei, în care cântăm ce ne place și mâncăm ce ne place. Nu, este o direcție de mers. Până când nu m-am întâlnit cu Hristos, fugeam de Dumnezeu. Acum fug în brațele lui Dumnezeu ca fiul risipitor. Și atunci viața creștină o socotesc ca pe o călătorie. Ca o călătorie, dragii mei, de la poartă la țintă. Pentru că viața creștină este un proces pe care îl trăiesc. Viața creștină este un model de gândire și un mod de gândire și un mod de viață, da? Un mod de gândire și un mod de viață. 666. În cel mai simplu mod exprimat este compromisul pe care îl acceptăm în gândire și în trăire. 666. Un mod de gândire și un mod de trăire. Semnul fiarei este compromisul în gândire și trăire. Și în trăire. Cum verificăm o astfel de afirmație? Păi, pentru asta trebuie să iau principiul despre care am vorbit în sesiunea trecută. Codul Apocalipsei este Vechiul Testament. Vechiul Testament dezleagă într-un fel lucrurile care par greșite sau greu de înțeles în Apocalipsa. Rădăcinile conceptului. Dați-mi voie să iau doar câteva texte, să vedeți că povestea asta nu e. Apocalipsa n-a inventat-o. Nu e o carte pe carte de undeva. Toate astea le găsesc începând din Genesa. De pildă, în capitolul 2, versetele 15 sau 16-17, Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat într-o grădină să o lucreze și să o păzească. Și Dumnezeu i-a zis, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce are omul în fața lui? Pe Creatorul și porunca lui, da? Care era porunca? Poți să mănânci din ce vrei, afară de pomul acesta. Oare de ce nu mă las să mănânc din pomul acesta? Când începi să pui întrebări, vine șarpele. Oare zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți? Da, nici să nu ne atingem de el. A hotărât, nu veți muri. Uitați-vă la mine, eu am mâncat. Dă-ți bine, mersi. Da? Eu am mâncat. Ce se întâmplă în momentul acesta? Femeia, ascultând șoapta celui rău, mai întâi problemele încep aici. A văzut că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit, te doriți să deschidă cuiva mintea, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Nu a făcut nicio gest, nicio mișcare, dar ceva s-a întâmplat aici. A început să gândească altfel. Și pe urmă gândul se transformă în faptă. A întins mâna, a luat și a dat și bărbatului ei. Observați, un mod de gândire se transformă într-un mod de trăire. Când ne naște din nou Dumnezeu, începe aici, în Duhul minții noastre.
Pentru că cine gândește frumos are nădejdea să trăiască frumos, spune cineva. Dar dacă aici nu se schimbă lucrurile, dragii mei, nici aici nu se schimbă lucrurile. Și atunci întrebarea este ce anume îmi schimbă modul de gândire, adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Așa a început lucrurile în Eden. Veniți cu mine în capitolele 3 și 4. Când vin în capitolul 3, femeia se pomenește între două vorbiri. Dumnezeu a zis. Well, șarpele a zis. Cine are dreptate? Observați, zicerile celor doi lucrează aici, la nivelul minții. Dar când eu acționez în baza ceea ce am auzit sau în baza celor ce cred, lucrurile coboară la nivelul trăirii. Știți cum începe Evanghelia lui Hristos? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Necinstirea lui Dumnezeu este felul în care gândim despre Dumnezeu. A, Dumnezeu e rău, nu vrea să fim ca El, să cunoaștem binele și răul. N-a făcut niciun gest, Eva. A început doar să gândească altfel despre Dumnezeu. Dar necinstirea se transformă în nelegiuire când gândul se transformă în fapte. Și toată povestea asta o am încă din grădina Edenului. Pentru că în nebunia lui, în loc să compare pe cei doi vorbitori, ea își pironește ochii asupra realității din fața ei, asupra pomului care e de dorit să deschidă cuiva mintea. Un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte? Un semn pe frunte, un sistem de gândire și un sistem de trăire sau un mod de trăire. Un mod de gândire și de trăire. Mod de trăire. Dați-mi voie să trec din Genesa în Exod. Da? În capitolul 12 este liberarea, ultima urgie, când mor întâi născuți și sângele de pe ușoriu și îi protejează și îi pornesc afară și Dumnezeu oprește în capitolul 13 să le dea o păruncă cu privire la sărbătorirea Paștelui. În timpul celor 7 zile să mâncați azim, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Tu ești la 2000 de ani distanță. A, dar eram în coapsele părinților mei când am ieșit din Egipt. Deci porunca asta mă vizează și pe mine, pentru că am ieșit împreună cu ei, fiind în coapsele părinților mei, versetul 9. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între unde? Ochii tăi. Un semn pe mână și un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi. Acum, sigur că dacă citești textul mai departe... Pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe frunte și pe mână, să gândești și să trăiești în lumina poruncilor lui Dumnezeu, și acesta să-ți fie un semn veșnic pentru ca poruncile Domnului să fie necurmat înaintea ta. Mă mut în Deuteronom, da? În Deuteronom la Marele Shema. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Vă? Ia câte. Semn de aducere aminte pe mâini și ca niște fruntarii între ochi. Au rezolvat problema? Vă întreb. Când a fost la zidul plângerii, noi eram într-o călătorie de studii și era și un ploieștean cu noi, care era așa un pic mai tociuriu ca ploieștenii. Când l-au văzut evrei, l-au luat, tu ești de-al nostru. Și l-au luat și l-au înfășurat și i-au pus pe frunte toată povestea, toți am avut chipa în cap. Și, dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la poporul lui. Să se înfășoare cu panglici, să-și pună tora pe frunte, și să intri la hotel, să dai cu mâna pe povestea respectivă și să zici, ai împlinit legea? Nu. Dumnezeu vrea să gândești într-un anumit fel, să trăiești într-un anumit fel. Pe el nu-l impresionează nici pe demon semnele exterioare. O, dacă vrei să le paci, fă-le.
Dar nu-i suficient lucrul acesta. Și atunci toate textele care le-am citit, ce pentru ca porunca Domnului să fie în inima ta, să trăiești în lumina acestor lucruri. Cei 666, numele și numărul fiarei? Cei 666? Cum verific? Văd că textele astea continuă prin Scriptură și aș putea să citesc multe alte texte, frunte și mână. Cum verific ca să înțeleg ce înseamnă pentru mine acum și aici lucrurile acestea? De pildă, în Apocalipsa, capitolul 13, versetele 16 la 18, am câteva elemente de care să mă agăț și în jurul cărora să încep să construiesc tot ce aș vrea să înțeleg. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Iau doar ce îmi spune textul. Și dacă scap ceva, vă rog să-mi spuneți. Dar în primul rând este 666. În al doilea rând este un număr de om. Un număr de om. O fi papa, o fi unul, o fi altul. Care o fi omul acela? În al treilea rând este în contextul vânzărilor și cumpărărilor. Și în al patrulea rând este în contextul închinării a idolatriei. Am uitat ceva afară? Sau pot să operez cu aceste lucruri? Să încerc să dau de capăt? Este 666, este un număr de om, este în contextul vânzărilor și cumpărărilor și este în contextul închinării. Închinării, a acceptării unui sistem de gândire și de trăire, unui sistem de valori. Am spus, codul Apocalipsei este în Vechiul Testament pentru Ioan și singurul om în Vechiul Testament, singurul om în contextul vânzărilor și cumpărărilor și al idolatriei de care se leagă 666 este împăratul Solomon. Singurul om din toată Scriptura este împăratul Solomon. Știți toată povestea lui. Vine pe urme lui David, așezut pe scaunul de domnie al Domnului. 1 Cronici, capitolul 29, versetul 23. Era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, da? Pe scaunul de domnie al Domnului. Cere înțelepciune, Dumnezeu se miră, îi dă și bogăție și faimă și le face toate praf. Dar în vremea lui bune, când templul se termină, după ce și-a terminat palatele, și își termină templul, rostește o rugăciune absolut incredibilă. Înalță un piedestal și rostește rugăciunea din unul împărați. Să spicuiesc câte ceva din ea. Dacă va păcătui cineva, când poporul tău Israel va fi bătut de vrășmaș, când se va închide cerul și nu va fi ploaie, când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele de un fel sau altul vor fi în țară. Dar de ce vor veni toate acestea? Ah, binecuvântări și blesteme. Levitic 26, Deuteronom 28. Întotdeauna astea sunt rezultatul păcatelor. Dacă va păcătui cineva și când toate acestea sunt dovezile clare ale păcatului poporului. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinul aceluia tot ce va cere, pentru că toate popoarele pământului să cunoască numele tău. Să cunoască numele tău. Să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că ca numele tău este chemat peste casa aceasta, care am zidit-o eu. Pe care am zidit-o eu. Toți suntem obosiți, și tu și eu, mai ales eu. Dar, poftim? Să las mai mult, așa e. Dacă eu nu văd, bănuiesc numai când să schimb. Dar dacă fac un pas mai departe. Dragii mei, rugăciunea lui Solomon este extraordinară și Dumnezeu zice, sfințesc casa aceasta pe care ai zis-o pentru numele meu. Știți ce urmează după aceea? Stați să-l ascultăm pe Domnul să ne vorbească despre asta. Și Domnul i-a zis, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu. Și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Wow, ce incredibilă promisiune! Dar, dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat,
Și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, contextul închinării, da? Să vă închinați înaintea lor? Voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o. Voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu. Și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice... Va zice, pentru ce? A făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia. Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului. Pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. De aceea... Deuteronom 17. Când Dumnezeu vorbește despre un împărat, înainte să fie avut un împărat, dă câteva condiții. Împăratul... Să n-aibă mulți cai. Să n-aibă... Să nu strângă mult argint. Și să n-aibă multe neveste. Cai erau puterea militară. Pe urmă, argintul puterea economică. Nevestele, coalițiile militare. Spuneți-mi, pe care din astea le-a păzit Solomon? Până ziua de astăzi, te duci în Ierusalim și este o grotă imensă sub muntele templului. Acolo se dea cai și carele. La Ierusalim și prin cetăți. Argintul și aurul erau ca pietrele. Și lemnul de cendri ca sicomorii pe vremea lui. Nevestele? Dintr-o mie de bărbați mai găsești unul. Dar dintr-o mie de femei? Eclesiastul. Cum minune să se fi bucurat de una când el avea 1000. Da? Cum minune? Toate le-au călcat. Toate le-au călcat, dragii mei. Cel mai mare împărat al lui Israel. Cu alte cuvinte... Neascultare de Dumnezeu și compromisuri dintr-un capăt în celălalt. Uitați-vă la 2 Corinteni, la 2 Cronici, capitolul 11, ce spune Dumnezeu despre toate astea. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon. Ce a făcut acolo? Dumnezeu se arată în vis, zice, cerem ce vrei, bogăție, faimă. Doamne, dă-mi înțelepciune să știu să judec pe poporul tău. Dumnezeu a rămas cu gura căscată, zice, un tânăr de 20 de ani cere înțelepciune. Ce-ți dau și bogății și faimă? Pentru că înțelepciunea este să știi ce să faci cu ele. Și în felul ăsta, dragii mei, Solomon își frânge gâtul. S-a întors acasă de la Gabaon și... Solomon a strâns cară și călărime. Avea 1400 de care și 20.000 de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuit la Ierusalim ca pietrele. Și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori ai împăratului se duceau și îi luau în cete pe un preț hotărât. Ce făcea? Cumpărare și vânzare. Import-export. Era foarte bine așezat. Egiptul și-a luat fata lui Faraon ca să aibă pace dinspre sud. Imperiul Hitit la nord. Toată vama trecea pe la el. Și el îi lua iumul. Și Ierusalimul a devenit o poartă a comerțului. Se ducea și aducea din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hitiților și pentru împărații Siriei. Îi cumpăra cu 600 sicli, cu cât credeți că îl vindea? Păi de unde a avut el argintul și aurul ca pietrele în Ierusalim și lemnul de cedru care creștea în Liban ca și salcâmii sau sicomorii? Uitați-vă la 2 Cronici, capitolul 9. Versetul 13. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. Cât? 666 de talanți de aur. Afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Imaginați-vă! Asta era aurul. Și de acolo 666 îi scos afară și pus deoparte. Afară de ce lua de la toți negustorii. Oare de ce?
cronicarul vine și greutatea aurului care vedea în fiecare zi din comerțul pe care îl făcea era de 666. Dar cine făcea astea? Un om, Solomon, în contextul vânzării și cumpărărilor și a idolatriei, dragii mei, care a prăvălit toată istoria lui Israel în groapa robiei. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Ce-ați scrie peste textul ăsta? Compromis. Nu i-a fost în totul. Aproape 7. Dar niciodată 7. Nu i-a fost în totul a Domnului. Și? Solomon s-a dus după Astartea, zeiția sidonienilor, și după Milcom, urciunea amoniților. Compromis. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl n-a său urmat David. Spoiala era, îți fura ochii, dar n-a urmat în totul. Compromis. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Compromis. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Compromis. 666? O inimă împărțită. Nu venim la adunare, cântăm cântări, punem în perș, facem dărnicie la săraci, zidim case de adunare pentru alții, avem cu cine lăuda, dar nu plătim toate dările. Nu umblăm chiar drept. Nu se poate zilele noastre să trăiești așa. Uitați-vă la toată istoria lui Israel din perspectiva cronicarului. Pleacă de la Adam, prin legământul davidic, Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului. Dar din pricina compromisurilor, dragii mei, a prăvălit toată istoria în groapa despărțirii de Dumnezeu. Toată istoria. El a început cu nevestele lui, cu compromisurile lui, cu jumătățile lui de măsură. Iar Manase a venit doar și-a înfipt pumnalul. Și ce din pricina lui Manase, nu iert. Nici dacă ar veni Moise și Samuel, nu iert. Și de acolo încolo, câțiva împărați buni mai prelungesc istoria, dar în ultima instanță totul se termină în groapa despărțirii de Dumnezeu. Ierusalimul, prin rugăciunea lui Solomon, ar fi trebuit să devină o poartă spre cer. Când va veni străinul, se va ruga, răspunde-i din ceruri, dă-i ca să știe tot pământul că numele tău este mare. Numele tău este mare. Știți ce a făcut Solomon? Poartă spre cer? Nu, nu. Ci o poartă a compromisului și a comerțului. Practic, el a jinduit la rolul Tirului și a Sidonului. Tirul era banca mondială a vremii respective, pentru că acolo se adunau totul, acolo se păstra totul pe insula Tirului și ei împrumutau pe toată lumea. Solomon atât a mașinat lucrurile încât funcția Tirului a devenit al Ierusalimului. Când a căzut Ierusalimul, Tirul a început să zic, ha, ha, poarta popoarelor se întoarce la noi. Pentru că ei controlau comerțul în vremea respectivă. Citiți, vă rog, în Ezechiel capitolele care vorbesc despre Tir, ca despre Lucifer, și veți vedea toată povestea. Solomon a cerut bine, dar a trăit prost. Pentru că a gândit prost și femeile i-au sucit mintea și capul și au transformat Ierusalimul într-o poartă a comerțului și a compromisului. În ce-l privește pe Solomon, inima nu i-a fost în totul. În totul a Domnului. Fațada era bună, dar nu era inima în totul. Sau? N-a urmat în totul, în totul pe Domnul. N-a urmat în totul pe Domnul. Vă întreb, ce-i 666? Al aproape 7. Dar niciodată 7. Cu alte cuvinte, puțin aici, puțin acolo. O viață trăită cu jumătăți de măsură, fără să fim cu toată inima, tot sufletul, toată puterea a Domnului. Natura profetică a cărții ne obligă la o anumită abordare. Observați, într-o profeție, profetul vorbește celor din vremea lor, celor 7 biserici ale Apocalipsei.
Dar pentru că vorbește din partea lui Dumnezeu, imaginea se deschide la tot pământul și acolo suntem incluși și noi. Vă întreb și mă întreb pe mine însumi. Nu e așa? Că nu e foarte complicat să am tot felul de imaginații despre ce-o fi 666-le și primești pe frunte și pe mână, să filozofăm despre tot felul de lucruri. În zilele noastre, preocupările noastre sunt de altceva. În primul rând este codul de bare. Doamne, fiecare cod de bare pe care l-ai pe orice produs este 666. O, ăsta este semnul fiare. Nu mai cumpărăm. Ni le facem toate în grădină și nu mai vrem să ne mai facem probleme de felul ăsta. Sau, dacă mă duc un pas mai jos, este chipul. Well, acum îl plantăm la mâțe și la câini ca să-i vedem pe unde sunt. Și noi ne-am chipat câinele și la Nora e frică să-l piardă, că o să știe că al nostru și ne amendează. Și poi mâine ne chipăm copiii, dragii mei, să nu-i pierdem, pentru că acum nu-i poți lăsa la școală singuri. Și atunci numărul fiare este un chip pe mâna dreaptă și pe frunte. Sau dacă cobor un pic mai jos este pașaportul biometric. Well, acum am pașaportul meu, nu l-am adus când ajunge buletinul până în Viena, dar e un pic mai gros și acolo sunt toate datele mele, pașaportul biometric sau... Pașaportul verde. Ce-i pașaportul verde? Povestea de la COVID cu o ștampilă pe ea cu care să vii la Viena, dacă vrei să vii, dacă nu stai acasă. Pașaportul verde. Da? Și toate astea sunt acolo și câte s-au discutat în zilele noastre. Sau, înțelegeți? Toate se spraf în ochi din partea celui rău. Pentru că noi cei care fugim de toate astea avem pe frunte și pe mână numărul fiarei, compromisurile pe care le facem la locul de muncă, felul în care ne pătim dările, felul în care ne raportăm la toate lucrurile. Apoi nu se poate trăi chiar drept în zilele noastre. Nu e așa? Că e mai ușor să fugi de pașaportul verde decât de felul în care gândești și trăiești în lumea în care suntem. Ce mare înșelăciune, dragii mei! Ce mare înșelăciune! Sub toate acestea poți să-mi pierd veșnicia. În timp ce inima nu ne este în totul la Domnului Dumnezeului nostru, în timp ce nu urmărăm în totul pe Domnul, ca Solomon, în timp ce e bine și cu 1000 de femei, e bine și cu idolatrie, e bine și cu comerț, e bine și cu 666. 666. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Mă întorc înapoi în Apocalipsa și recitesc capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. E mai ușor să îmbrățișez niște lucruri exterioare decât să fiu foarte serios cu felul în care gândesc, vorbesc și trăiesc. E mult mai ușor. Și eu cred că aceeași poveste, ce e atât complicat să mă înfășor cu o panglică, să-mi spun o cutiuță cu tora pe frunte? Well, să-mi pun chipa în cap când mă duc la... și am câteva acasă de la drumurile mele prin Ierusalim. Dar să stric la nevastă mea, să-mi bat joc de cei din jurul meu. Aici este răbdarea sfinților. Așteptarea Domnului, Romani 8:29. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. 2 Corinteni 3:16-18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Dragii mei, numele lui Dumnezeu este ca niște aleșei lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii.
Nu e așa că e mai ușor să ții reguli exterioare decât să urci scara devenirii cristice? Dragii mei, noi nu impresionăm lumea spirituală prin forme. De niciun fel. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Scriptura spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și Hristos în mine nu e o lozincă, nu e o formă, ci este caracterul Cristi, chipul lui Hristos modelat în mine prin Duhul lui Dumnezeu, în mijlocul fraților mei. Acolo unde relațiile uneori dor și unde trebuie să ne iertăm unii pe alții. Dar este singura noastră nădejde. Chipul lui Hristos presupune dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Nu astea sunt corespondentele din Apocalipsa 21 și 22. Asta îl preocupă pe Dumnezeu. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă și începe caracterul cristic, scara devenirii cristice pusă între noi în Coloseni, capitolul 3, versetele 5 la 17. Nu știu dacă avem scara devenirii cristice afară, dar în ultimă instanță asta ar trebui să fie bătălia noastră, asta ar trebui să fie strădania noastră, restul forme diferite. Dacă vreți, îți place să trăiești în ele, Doamne ajută, dar noi ar trebui să ne ajutăm unii pe alții în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Și observați scara asta, fiecare fuștie are două părți, caracter conduită, caracter conduită, caracter conduită, gând fapte, gând fapte, gând fapte. Îndurarea este decizia inimii de a nu mă spăla pe mâini într-o relație, de a mai da o șansă celui de lângă mine. Dar numai bunătatea este îndurarea născută, altfel un copil mort. Cam pântecelui lui Saul, toate îndurările au murit, dragii mei, și el a murit cu îndurările nenăscute în relația lui cu David. Smerenia este o atitudine a inimii. Doar blândețea, puterea de a ieși din competiția afirmării de sine a născut smerenia într-o realitate vizibilă care să fie de folos și altora. Și dacă urc scara mai departe, am îndelunga răbdare, este... Dar am luat lucrurile de la capăt, dar am oare puterea să le duc până la capăt? Dar numai îngăduința o simtă cel de lângă mine. Abia în îngăduință am luat piatra cu care am fost lovit și am așezat-o lângă mine. Și numai când iert se rezolvă vânătăile și rănile și pot să întind pâinea în locul pietrei. Și când ajungi în vârful scării, te îmbrățișează Dumnezeu, care este dragoste. Care este dragoste. Dar observați care trebuie să fie frământarea noastră și zbaterile noastre. Asta îl interesează pe Dumnezeu. Restul sunt jucăriile noastre și gardurile pe care le ridicăm. Dar dacă El este dragoste și asemănarea noastră cu El se întâmplă doar în brațele Tatălui, nu avem nicio altă șansă decât să urcăm treaptă cu treaptă scara devenirii cristice. Noi? Mulțumiți cu credincioșia lui Dumnezeu. Are cineva să-i spună ceva împotrivă? Sau El este credincios? Dar El cu credincioșia noastră. Noi mulțumiți, dar El cu credincioșia noastră. Dragii mei, Doamne ajută și Doamne dă izvândă. Amin. Amin.